Bla 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 bla. Am dat drum. Vrei să-ți faci o vacanță în Creta, doar că nu știi când să vii, nu știi ce să alegi, nu știi unde să te duci și tot ce ai găsit pe internet sunt doar informații despre plaje care nu știi unde sunt, atunci ai ajuns fix unde trebuie, pentru că o să-ți arăt și o să spun tot ce trebuie să știi dacă vrei să ai cea mai reușită vacanță în Creta. Salut! Eu sunt Yo-Yo și călătoresc deja prin Grecia de câteva luni și sunt deja în Creta de câteva luni, așa că pot să spun că știu 2-3 lucruri despre ce se întâmplă pe aici, așa că poți să te bazezi pe mine că voi da, crede-mă, cele mai bune sfaturi și tot ce îți voi spune sunt lucruri pe care eu le-am experimentat, le-am trăit și spun din proprie experiență tot ceea ce aș fi vrut să știu înainte să ajung aici. Primul lucru pe care aș vrea să-l știu înainte să ajung aici este că Creta este o insulă foarte mare și nu e mare neapărat pentru că are foarte mulți kilometri pătrați, doar că este foarte lungă și are mulți munți în mijloc care sunt foarte înalți, ceea ce înseamnă că o face greu de traversat și ar fi mai bine să alegi un punct strategic din care să pornești în restul locurilor, pentru că dacă ai vrea să traversezi dintr-un capăt în altul, de exemplu, de la est la vest sau invers, poate să dureze până la 5-6 ore. Nu e genul de insulă cum e, nu știu, Tasos, Lefkada sau Corfu, pe care poți să le înconjori într-o zi, aici chiar durează foarte mult să faci lucrul ăsta. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să ai o vacanță reușită, este mai bine să alegi un oraș și din orașul acela să pornești în celelalte locuri care să fie la maxim 3 ore distanță, deci ar fi bine să alegi un oraș care să fie aproape de toate punctele pe care îți dorești să le vizitezi. Noi am ales să stăm în Hania, așa că o să vorbesc astăzi mai mult despre Hania, dar o să fac și un tur cu restul orașelor într-un alt vlog, așa că nu uita să dai un subscribe ca să le vezi pe toate. Încă un lucru foarte important este că insula, fiind atât de mare, are 3 aeroporturi și 3 porturi. De asta e foarte bine să știi în ce oraș vrei să mergi prima dată, ca să-ți iei bilet în orașul în care vrei să ajungi și nu într-un alt oraș, că apoi trebuie să faci foarte mult până în locul unde ai cazarea sau până în locurile pe care vrei să le vizitezi. Din România până aici să știi că este un drum destul de lung dacă vrei să-l faci cu mașina. Prima oară ar trebui să mergi din România până în Atena. Din Atena este un feribot care pleacă în fiecare seară. Faci cu el în jur de 9 ore până aici, ceea ce înseamnă că poate să te ducă undeva pe la 3 zile drumul complet București-Creta. Din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare mult mai rentabil să vii cu avionul, având în vedere că biletele sunt undeva pe la 100 de euro și ajungi în maxim 2 ore, așa că e super ok. Sunt avioane odată la 2 zile, ceea ce înseamnă că e foarte ușor accesibil și poți să ajungi foarte repede. Noi, dacă n-am fi călătorit cu mașina, probabil că aș fi ales să vin cu avionul, așa că mai bine cred eu că este să vii cu avionul decât cu mașina. Încă o chestie foarte importantă este alegerea sezonului în care vrei să vii. Din punctul meu de vedere, cea mai bună alegere ar fi extra sezon, adică ori la începutul verii, ori din septembrie până în noiembrie este acum sezon, pentru că este foarte cald, iar dacă alegi sezonul din mijlocul verii, adică iulie și august, asta înseamnă că temperaturile sunt foarte înalte și prețurile sunt și ele mai piperate. Nu doar temperaturile înalte și prețurile mai piperate mă fac să cred că este mult mai ok să alegi o variantă extra sezon, ci și faptul că Hania este un oraș foarte aglomerat în timpul verii, având în vedere că tranzitează peste 200.000 de turiști în fiecare lună. Destul de mult. Dacă revenim la vreme, să știți că nu doar temperaturile foarte înalte sunt problema, dar de multe ori bate și vântul. De cele mai multe ori este un vânt foarte cald, te simți ca și cum ai ieși efectiv din cuptor, ca atunci când deschizi ușa de la cuptor și îți bate căldura aia de la cuptor fix în față, sau dacă nu e un vânt cald, oricum este un vânt care bate cu putere, câteodată ajunge chiar și la 70 de km pe oră, peste tot în zona de sud bate vântul, chiar și aici, dacă observați, acum bate vântul, în general bate un vânt foarte puternic în toată Creta. Iar după ce v-ați hotărât când vreți să veniți, după ce v-ați hotărât unde vreți să mergeți, ar fi bine să știți și care sunt punctele pe care vreți să le vizitați. Majoritatea plajelor pe care le vedeți pe internet sau majoritatea atracțiilor turistice, să știți că sunt în zona Hania. De asta și noi am ales să venim aici, pentru că este un punct strategic din care ajungi în maxim o oră jumate cam la toate plajele astea foarte celebre pe care le vezi pe internet, cum ar fi Balos, Elafonisi, Seitan Limania sau... Astea sunt. Și chiar dacă poate te uiți pe GPS și vezi că sunt distanțe doar de 50-70 de kilometri, să știți că în unele dintre locuri trebuie să traversezi munții sau sunt drumuri greu accesibile, unele neasfaltate, ceea ce înseamnă că un drum de 50 de kilometri îl faci într-o oră jumate, poate chiar și 2 ore. Și de multe ori asta înseamnă că ai serpentine și curbe dreapta-stânga, stânga-dreapta în continuu, dar așa că dacă aveți rău de mașină, să știți
dacă vreți să mergeți în sud, că există această posibilitate să vi se facă un pic rău. Mie cel puțin mi se face de fiecare dată. Dacă vreți să vizitați toate aceste lucruri, cel mai probabil o să trebuiască să închiriați o mașină. Și ar fi bine să știți că în perioada verii revenim iar la prețuri, dar cresc prețurile, chiar câteodată se dublează, dacă nu chiar se și triplează, ceea ce înseamnă că poate să ajungă o mașină de închiriat pe zi cea mai ieftină, chiar și la 100 de euro. Iar prețul benzinei, în momentul în care suntem noi aici, este 2,2 euro, ceea ce înseamnă că este cu aproximativ 1 euro mai scump decât în România. Acum a scăzut un pic, era 2,5, dar văd că se cam menține pe aici, 2,1-2,2, nu cred că o să scadă foarte mult vara asta. Și dacă tot am ajuns la prețuri, să știți că o masă în oraș pentru două persoane este în jur de 30-40 de euro, un șezlong este în jur de 4-5 euro, iar o noapte de cazare, să zicem, undeva pe la 50-70 de euro la un hotel pentru două persoane. Astea, bineînțeles, sunt prețurile pentru vară. În extra sezon, totul este cu câțiva euro mai jos, așa că, din nou, vă sfătuiesc mai bine să alegeți variantele extra sezon decât full sezon, ceea ce înseamnă iulie și august. Încă o chestie despre care nu vorbește nimeni, dar care se întâmplă aici, este că nu prea merge internetul nicăieri, oriunde fi pe insulă. În general, e o foarte mare problemă în toată Creta. În Grecia, în general, nu prea merge internetul, dar mai ales în Creta, pică câteodată cu zilele, așa că să vă așteptați la o vacanță unde internetul o să fie câteodată. Dacă vreți să știți mai multe despre plaje sau dacă vreți să vă fac și un itinerar pentru 7 zile, nu uitați să-mi lăsați un comentariu și sper că v-a fost de ajutor. Dacă aveți și alte întrebări, nu uitați să mi le scrieți și pe acelea în comentarii. Astea sunt majoritatea lucrurilor pe care eu mi-aș fi dorit să le știu înainte să ajung aici și pe care nu le-am găsit nicăieri pe nicio pagină de pe internet. Așa că sper să vă fie de folos și să vă ajute să vă faceți o vacanță cât mai reușită. Iar dacă se întâmplă asta, vă rog frumos să-mi trimiteți un mesaj, pentru că sunt foarte curioasă care este feedback-ul vostru. Între timp, nu uitați să dați un like și subscribe ca să vedeți următoarele videouri, pentru că noi vom mai sta aici încă o lună și ceva, așa că vor mai exista vloguri, vor mai exista video informative, așa că nu uitați, like, subscribe și toate cele. Vă pup și pa!